Proiectul privind gestionarea deșeurilor în județul Maramureș creează o serie de probleme și nu de acum, dar actuala administrație județeană vrea să îl ducă la capăt. În acest sens a gândit și o strategie cu termene mai lungi sau mai scurte. Ce este cert este faptul că acesta trebuie finalizat până la finele anului 2023. Pentru că dacă nu îl finalizăm, așa cum avem toate studiile și documentațiile aferente, atunci Consiliul Județean Maramureș va avea o problemă în ceea ce privește finanțarea, adică va trebui să returneze banii finanțatorului, bani pe care Consiliul Județean Maramureș nu îi are în acest moment și mă îndesc că în 2023 îi va avea, pentru că vorbim de sume de bani foarte mari, adică aproape 100 de milioane de euro. Șeful administrației județene a spus că dacă nu va fi finalizat proiectul, Consiliul Județean nu va mai putea accesa fonduri europene timp de 5 ani. Pe lângă acestea ar fi și deșeurile în sine pentru care ar trebui găsite alte soluții. Pe termen mediu, avem nevoie de un depozit temporar, un depozit care să, în care să fie depuse deșeurile. Suntem în discuții. Alocăm chiar astăzi 5 milioane de lei pentru realizarea unui astfel de depozit temporar de deșeuri, dar vom lucra în așa fel încât, împreună cu ADI Deșeuri, pentru că ieri am avut o întâlnire cu ADI Deșeuri, tot pe termen mediu, să reușim să reducem cantitatea de deșeuri depusă în depozit. Ionel Bogdan a mai spus că se produc foarte multe deșeuri și se dorește ca în perioada următoare să nu mai fie depozitate în platforme mai mult de 25-30% din ceea ce producem. Pe termen scurt trebuie să rezolvăm problema depozitării, pentru că din 10 februarie nu mai avem posibilitatea de depozitare a deșeurilor în forma actuală pe râmpile de la Sighet sau de la satul nou de jos, de lângă Baia Mare. Drept urmare, port discuții cu operatorii economici, am identificat variante de lucru și fie mergem pe varianta de înfoliere a deșeurilor pe tot perimetrul județului Maramureș, acolo unde există această problemă, pentru că Târgu Lăpuș, de exemplu, nu are această problemă, fie mergem pe varianta de subvenționare a transportului spre Oradea și Satu Mare. Rămâne de văzut care va fi soluția finală.